Bună ziua! Spuneți-ne pentru ce protestați? Bună ziua! Așa cum se știe, în spațiu public a apărut un proiect de ordonanță care vizează, pe lângă anumite măsuri din mediul privat și bugetarii, funcționarii publici, adică pe noi, cei din ANAF, de exemplu, toată lumea, după o perioadă în care puterea de cumpărare a scăzut pentru orice salariat din România, inclusiv bugetari, ne așteptam cu toții la anumite creșteri de salariu sau măcar indexări cu rata inflației, constatăm în acest proiect de ordonanță că ne sunt diminuate veniturile, drept pentru care colegii au considerat că trebuie să protesteze, astfel încât cei care guvernează prost în România la ora actuală să înțeleagă că nu vom sta cu mâinile în sân. Cât aveți de gând să protestați? Deocamdată e un protest spontan, de scurtă durată, pentru că nu vrem să afectăm contribuabilii. Ei nu știau de acest protest și n-are rost să vină să stea aici sau să se întoarcă înapoi. Au probleme, îi înțelegem. Va continua încă o oră, probabil. După care, în zilele următoare, săptămâna viitoare, ne vom organiza și probabil vom continua protestele dacă guvernul nu va înțelege că trebuie să ne acorde drepturi, să ne respecte, să poarte dialog cu noi, nu să ne ignore sau să ne taie din venituri. Numele dumneavoastră, vă rog. Marian Emilian, președinte executiv Federația Publisind. Mulțumesc frumos!